Numele meu este Cristina Țârea, director marketing vânzări în cadrul companiei Maurer Imobiliare, companie cu peste 14 ani de experiență pe piața de imobiliare din România. Momentan avem vândute peste 8500 de apartamente și activăm în 6 orașe cheie ale României. Prima interacțiune cu Alina Andriuță a fost în momentul în care, căutând informații despre directorul de vânzări, funcția în care activez, am dat peste un video pe care aceasta l-a numit funcțiile directorului de vânzări. Mi s-a părut foarte interesant și foarte bine structurată gândirea Alinei, astfel încât m-a făcut să merg mai departe. Primul pas a fost să cumpăr cursul, construcția departamentului de vânzări pe care acesta îl are și să încep să străbat de acolo informațiile pas cu pas. Revelația a venit din momentul în care mi-am dat seama că, deși activez în domeniu de peste 14 ani și în funcția de director de vânzări de 10 ani în cadrul companiei Maurer Imobiliare, mi-am dat seama că dețin foarte multe informații care nu sunt structurate corect. M-am simțit exact ca o bibliotecă în care toate cărțile erau depozitate în sat și nu pe rafturile acestea unde ar fi fost normal să stea. La nici câteva luni după trecerea prin cursul Construcția departamentului de vânzări, am ajuns în calitate de director de vânzări să nu mai întreb verbal echipa. Dacă în trecut obișnuiam să întreb câte apartamente urmează să vindeți, cum vedeți următoarea perioadă, ce sume trebuie să încasăm, ce faceți cu clienții, de câte ori faceți follow-up, acest lucru nu mai este o obișnuită pentru mine, pentru că datorită business proceselor pe care le-am implementat cu ajutorul Alinei, m-a făcut să am o claritate la două clicuri distanță. În momentul de față avem o raportare implementată care îmi dă o viziune pe termen scurt la ce se întâmplă în acest departament. Știm exact câți clienți avem, în ce stadii sunt, care este perspectiva companiei din punct de vedere al vânzărilor. Nu mai trebuie să întreb pe grupuri de WhatsApp din ușă în ușă sau verbal în ședințe. Un alt pas important pentru mine ca director de vânzări și totodată pentru compania în care activez a fost implementarea CRM-ului. Cu ajutorul Alinei am setat pâinile de vânzări și structurarea acestora, astfel încât în momentul de față avem o imagine clară despre procesul de vânzare. Această imagine mă ajută și pe mine ca director de vânzări și pe partea de management din cadrul companiei, dar totodată ajută foarte mult echipa de vânzări. Odată cu implementarea CRM-ului, echipa de vânzări a început să aibă o perspectivă a activității, au început să se organizeze mult mai bine, au început să crească follow-up-ul pe client, au reușit să calibreze clienții în funcție de necesitatea lor, de bugetul lor, de urgența lor, au început să nu mai piardă timp și au început să renunțe la tot ce înseamnă agende, foi, Excel-uri și alte tabele în care țineau informația. Nu pot să mai înțeleg o companie care are un ciclu de tranzacție mediu sau lung, cum mai poate să lucreze fără un CRM. Totul este foarte clar, foarte bine sistematizat, te ajută să scoți raport, știi în fiecare moment de ce te refuză clienții ca să poți să faci modificări în acest sens, știi ce activitate au agenții de vânzări pe follow-up, nu mai trebuie să-i verifici personal, ci totul se vede din acest CRM. Până la urmă este baza de date a companiei și este procesul de vânzare al companiei, care este și normal să fie online și deschis pentru a fi analizat de toate departamentele. Un alt pas foarte important a fost crearea unui site corporatist, așa cum Alina îl numește, unde eu, ca director de vânzări, am depozitat toată informația din cei 10 ani despre care vă vorbeam mai devreme și care, în momentul de față, poate fi accesat de orice angajat nou și deține toate informațiile din departament, de la proceduri de lucru, politici de reduceri și absolut toate detaliile pe care un departament de vânzări le are în spate. Totodată am mai implementat și planul de inducție pentru angajații noi, dacă până nu de mult un angajat nou beneficia, bineînțeles, de un training, dar nu era un training pus la punct ca la carte. În momentul de față avem un plan de inducție pe fiecare angajat, atât din departamentul de vânzări, cât și din departamentul de marketing, astfel încât ne asigurăm că trece prin toți pașii pentru a avea cele mai bune rezultate. Nu-ți spune nimeni cu ce trebuie să se ocupe un director de vânzări mai bine decât o face Alina Andriuță. Drept dovadă și simțind potențialul acesteia, am decis să facem o colaborare 1-1 pe lângă colaborarea pe care o aveam deja prin cumpărarea cursului departamentul de vânzări. Alina nu este doar o adevărată profesionistă, este un adevărat mentor atunci când este vorba despre consultanță 1-1. Mereu a fost disponibilă, am solicitat-o și pentru alte lucruri care poate nu au fost spuse de la bun început. Mereu a fost flexibilă, dornică de a ajunge la rezultate, dornică să mă facă să înțeleg, dornică să-mi arate foarte, foarte multe informații noi de unde pot să le iau și de unde pot să învăț.
astfel încât o recomand din toată inima celor care vor să obțină rezultate rapide, rezultate de durată și rezultate cu oamenii din conducere pe care să le înțeleagă și să poată să le implementeze în cadrul companiei în care activează. În momentul de față, ca director de vânzări, datorită Alinei, am unelte cu care pot să lucrez în acest departament. Unelte care până la urmă posibil să le poți găsi și în alte cursuri de vânzări, însă cu ajutorul Alinei și a implementării 1-1, acestea au fost foarte rapid făcute, au fost foarte rapid înțelese, digerate, aplicate și imediat s-au văzut și rezultatele. O recomand cu drag pe Alina Andriuță pentru toți directorii de vânzări care vor să dea praful jos de pe ei și totodată o recomand tuturor companiilor care doresc să aibă oameni de conducere pregătiți. Îți mulțumesc, Alina Andriuță, pentru că astăzi sunt un director de vânzări care reușește să facă un audit al unui departament de vânzări și să oferă soluții imediate în dezvoltarea acestuia.